Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat ce mai fac pui de șobolan, ce mai face șobolanca și în clipul ăsta o să vă răspund sau o să vă arăt. Cu părere de rău, dar nu mai are niciun pui. Toți, ba au murit, ba i-a mâncat pe ei, pe toți i-a mâncat. Ia. Și o să vă arăt acum șobolanca cu partenerul ei, pentru că a băgat-o din nou la împerecheat și probabil o să-l auziți și pe Cico prin spate pe fundal, pentru că este la câțiva metri băgat. Am vrut să-l pun aici, dar ar fi vorbit continuu și țipă și fluieră lângă mine după cum se aude și de asta am zis că nu-l bag acum aici. Așadar, hai să vă arăt șobolanii. Dar de fapt, înainte să vă arăt șobolanii, rugăminte mare să dați acolo un like pentru cei care doresc și vă plac. Sau chiar de nu vă plac, dacă vă plac clipurile mele și vreți să mă susțineți, like, subscribe, abonare, dacă încă nu sunteți abonați, hai să facem 1 milion de abonați, pentru că în ultimul timp fluxul așa, când e sus, când e jos, dar chiar mi-ar plăcea să fac acel 1 milion de abonați cu ajutorul vostru, dacă dați un like, un comentariu, să ridicăm clipul ăsta cât mai sus posibil. Chiar de nu mai avem niciun pui, măcar pentru acei pui care n-au vrut să mai fie printre noi, cu părere de rău, chiar mi-e ciudă, vă spun cât de poate de sincer că nu mai are niciun pui și că, dar sper să facă, na. Sper să facă. Și am rămas surprins că foarte mulți, am primit multe comentarii pozitive și chiar persoane care mi-au cerut pui, să când cresc pui să le dau pui. Dar vă spun că nu o să am ce să vă dau, că nu mai am momentan, dar o să fete că fată repede, adică se mulțesc ca șobolanii. Dar sper să și țină pui, pentru că a fost prima fătare. Nu știu ce s-a întâmplat, dar mă bucur că am văzut comentarii de bine. Lumea, deși sunt niște șobolani, sunt niște șobolani frumoși de ornament ăștia, de companie. Hai să-i vedeți. Ia uitați, cu nasul cu pe sus, amândoi. Da, șobolanca a mâncat toți pui, după cum am spus. Vreți mâncare, cred că de asta vreți, nu mai aveți mâncare, am înțeles. Da, șobolanca a mâncat pui care mai erau, vreo 4-5 mai rămăseseră. Ați văzut în ultimul video. Și de fapt n-am mâncat 4-5, am mâncat 2. Și pe ceilalți am văzut că vrea să-i mănânce, erau aproape morți, erau înghețați, nu a stat pe ei, nu i-a îngrijit, nu i-a hrănit, iar în camera asta este o temperatură bună, adică nu ar avea nicio problemă. Problema este că nu i-a ținut ea, nu i-a crescut. Și din cauza asta, probabil i-a lăsat. Pentru că la prima fătare este mai greu pentru ei. Stați așa să le dau mâncărică, căci așteaptă băieții. Observați că l-am băgat și pe Blue, masculul, am aici mâncărica. Mă mai întreabă unii ce mâncare mănâncă. Mâncare de căței, granule dintre astea speciale pentru căței. Dau puțin și recipientul de apă jos ca să pot să umblu mai bine, să-i vedeți. Ia uitați, diferență între șobolan și șobolancă. Pun cutia jos, capacul de fapt. Stați așa să facem puțin curat ca să făcut aici. Mă întreabă cineva de ce nu le pun direct jos și le pun în farfurie. Pentru că dacă le pun jos, ba mai fac pipi pe mâncare, ba o împrăștie de asta, prefer să le pun într-o farfurie. Cel mai ok. Așa, pupați. Cred că ar trebui să vă schimb și rumegușul astăzi, poate mâine. Încă mai e ok, nu e umed, nu miroase tare. Da, șobolanii mei de companie. Foarte, foarte blânzi. Cel puțin masculul este extrem și îmi plac foarte mult și mi-aș fi dorit să mai fac, să crească pui ca să mai am măcar o fetiță, să mai păstrez, să am mai mulți. Acum, ia uite cu mâncarea în gură, ia uite ce amuzantă e, ce stai așa, uite cu mâncarea în gură, ce amuzantă e cu mâncarea în gură, ce facem, o cară sau o roade? A, nu, mănâncă, stă pe loc și mănâncă roade așa. Da, i-am băgat la împerecheat și mă întreabă cineva cât durează împerechierea. Nu știu cât durează, pentru că Alex m-a învățat să las masculul la femelă până ce ea văd că are burta mare și este 100% prinsă. Acum abia e băgată de vreo 2 zile, deci nu se cunoaște. Gestația, din ce am înțeles, între 18 și 21 de zile, cică, deci în jur la 3 săptămâni, nu știu exact cam cât este timpul de gestație la șobolan. Grăsunelul meu frumos. Grăsunelul meu inteligent. Da. Foarte frumos. Masculul ăsta îmi place. Blue pentru că e culoare albastru. Ce face? Uite, aia își ascunde mâncarea.
Sau vrea să o mănânce acolo. Nu știu exact, Oradea. Ia uitați-vă cum mănânce. Cum mănânci? Cum mănânci, măi? Așa mănâncă și o bălănei. Ronță. Și el? O să umplu camera asta de animăluțe. Mă întreabă cineva cum o să încălzesc aici. M-a întrebat și de stadiul lucrărilor la care se află încăperea. Încăperea asta încă nu este gata, deci urmează să o continui. Dar am avut probleme cu cel care trebuia să-mi facă instalația electrică, că nu a venit, m-a amânat, nici măcar nu mi-a mai răspuns la telefon, atât a fost de nesimțit, că persoana nici măcar nu m-a mai băgat în seamă. L-am așteptat zile întregi, am spus, domnule, sunt ocupat, dar ok, vă aștept, și nu a mai dat niciun semn, l-am sunat și nu a mai răspuns, măcar să zică, domnule, caută-ți pe altul, că nu mai vin eu. Mi-am pus acolo semn, acolo își vrea o priză și în partea cealaltă o priză. În partea asta am comandat o sobiță, am plin și eu acum o ofertă de Black Friday. Nu știu dacă e chiar la ofertă, dar în fine, mi-am luat o sobiță. M-a întrebat cineva, cum o să încălzești aici? În momentul de față aici sunt, câte grade sunt? 15, 16, cât arată acolo? Ceva de genul 15-16 grade. A fost mai frig azi noapte, cred că a fost 0 grade. Și bineînțeles s-a scăzut, dar aici nu scade, nu îngheață, nu nimic. Și o să iau oricum o sobiță, pentru că va fi camera unde vreau eu să stau, să-mi fac clipurile, să filmez, să fac mai multe nebunii, să fac live-uri din camera asta, cu animale și nu numai, diferite, poate chiar și gaming. Aici o să vină birou, v-am explicat foarte frumos, scaunul de gaming deja îl am pus și birou și tot, doar că trebuie să le aranjez camera, să o pun la punct. Va fi acolo sobiță, o sobiță mică, cât pentru o încăpere de genul ăsta, iar aici va fi un raft unde voi băga șobolanii, șerpii, axolotul, papagalii, tot ce mai bag aici. Papagalul, de fapt, că nu mai am decât unul. Mă întreabă lumea unde e celălalt papagal. Nu-l mai am de mult timp. L-am dat pentru că am spus, erau băieți, se băteau și l-am dat pe Rico. Am rămas doar cu Cico, pe care îl cresc încă de pui. Da, și acum animăluțele mele de companie aici. Animăluțe de companie, o să fie o cameră unde ne vom distra cu ele, o să facem clipuri, o să vă arăt evoluția, sper să scoată din nou pui, adică să nu-i mai mănânce, că de făcut pui o să scoată cu siguranță. O să scoată, ce spun și eu aici? Ce prostie vorbesc pe gura asta, că nu scoate din ou ca să iasă pui, ci doar îi fată. Ia uite ce simpatice cum mănâncă ei. Da, cred că și-a făcut deja treaba masculul, ca v-am spus, 2-3 zile. Parcă, nu mai știu, 2 zile de când i-am băgat. Și își fac treaba repede, băieții. Acum sper la finalul lunii să am pui din nou. Sau dacă nu la finalul lunii, la începutul lui decembrie. Cresc foarte repede șobolanii. Am primit, cred că, 3 sau 4 comenzi, să zic așa, cu ghilimele. Persoane care doresc pui de șobolan, bacă vor o pereche, le-au plăcut la mine. Sunt extrem de inteligenți și foarte simpatici și ușor de crescut. Nu trebuie spațiu și nu sunt agresivi, nu sunt ca un șobolan normal dintre ăla. Doar că, uite că nu mi-a ținut pui și mi-e ciudă. Mi-e ciudă că n-a vrut să țină pui. Uite cum roade așa cu degețelele alea simpatice. Cum roade el cu degețelele. S-a băgat aici. Mâncare de căței. E cea mai bună mâncare pentru ei, pentru că acestea conțin absolut orice. Nu trebuie să fie cea mai scumpă mâncare, ceva mai ieftină poate să fie, că la urmă e mai șobolan, ei mănâncă orice. M-au întrebat unii dacă le mai dau și cereale sau dacă le mai dau câte o bucățică de măr, le mai dau și niște porumb. Ce îmi vine așa la îndemână, dacă mi-amintesc să le mai schimb. Dacă mi-amintesc, că de fapt nu uit, că le dau zilnic mâncare, imaginați-vă. Adică dacă le umplu asta, le ajunge și vreo 3 zile. Dacă le umplu farfuria asta 3 zile, pot să nu mai vin acasă, să plec în vacanță și plus cu bidonul ăsta de, cât are, jumătate de litru sau un litru? Deci jumătate de litru, n-au nicio problemă. Ei beau de aici. Mă gândesc că le-aș cumpăra o, cum le spune, pentru porcușor de Guinea, un fel de cușcă din traia cu plasă. E în capșină asta, bineînțeles. Dar le-aș lua ceva așa ca să aibă mai mult spațiu și poate chiar cu rotițe să se joace. Mă întrebați ceva că de ce nu le iau. Și chiar m-am gândit să le iau, dar
În principal, ei trăiesc aici, într-o cutie dintre asta. Oricum voi separa înainte să fete, separ masculul de femelă din nou, pentru că masculul poate să mănânce femela. Da. Alte cauze, nu știu de ce a mâncat. Din cauza că pur și simplu este ea ca proastă, ca mămică, prima dată. Mi-a spus Alex, care e crescător de ani de zile, că bă, n-are nicio treabă, dacă pui mâna pe ei, nu se întâmplă nimic, poate să aibă și 10-15 grade, ea tot crește pui, adică nu mor de fric, n-are nicio problemă de genul ăsta. Nu i-a convenit ei ceva la pui și i-a lăsat. Cam asta e problema principală. Da, cam asta ar fi și videoclipul, dragi prieteni. Încheiem aici, cred că de acum mâncare le-am pus. Apa o pune la loc, hai să le mai dau vreo două bobițe să aibă acolo, că, na, mănâncă ei. Cam asta ar fi, dar, na, îi dăm înainte. Sper că data viitoare când face pui, poate să facă și mai puțin, nu mă interesează. Am rămas surprins că a făcut 17 și din 17 cred că am mâncat vreo 10 și abia câțiva i-am pus la congelat. M-a mai întrebat cineva, de ce îi pui la congelator, de ce îi dai la șarpe? Pentru că pur și simplu asta mănâncă un șarpe și decât să o las pe ea să-i mănânce sau să moară și să-i arunc la gunoi, îi bag la congelator pe cei care mor. Nu mi-aș fi dorit să moară, pentru că dacă trăiau, i-aș fi dat cu siguranță. Mai păstram 1-2 pentru mine ca animale de companie și pe restul îi dădeam, îi vindeam, îi donam, n-avea importanță, adică chiar se găsea ce să fac cu ei. Dacă aș avea super crescători și mulți șerpi, automat faci treaba asta cum face Alex. Dar mie așa, pentru că îmi doresc să am și eu acolo câțiva șobolănei. Și pe cei pe care i-am băgat la congelator, m-au întrebat mulți, dar mănâncă șarpele ăla pui atât de mici? Nu, nu mănâncă, pentru că sunt prea mici. Adică ar putea să-i mânce, dar nu cred că poate să-i cuprindă, să-i înghită, că sunt mici, mici, tare de tot. În schimb, am niște surprize noi, pe care o să le vedeți în videoclipurile următoare, deoarece am avut o vizită de la Alex, ferma din terariu, și de la Răzvan, Hobby și Pasiune, canalele lor, și o să vedeți în zilele următoare, așa că nu vă spun prea multe. Doar abonați-vă, activați clopoțelul de notificări, like și cam atât. Pa, pa! Și follow pe Instagram, în descriere.